Luați loc. Mulțumesc. Numele meu este Mizdrache. Inspector Mizdrache. O obligație nenorocită mă face să vă întreb unele lucruri. Vă rog să-mi răspundeți cu sinceritate. Numele dumneavoastră? Crăciun Vasile. Da. Vreți să-mi spuneți cum s-a produs accidentul? Eu veneam din dreapta. Așa. La răspândie, un autocamion a intrat cu toată viteza în mine. Mi-am venit în fir abia la spital. Din fericire, ați scăpat ieftin din accident. Da. Ce transportați în autocamionetă? Bidoane cu lapte. Splendid. Din permisul dumitale văd că ești un șofer bun și că te afli la primul accident. Da. De unde ai actele? Care acte? Actele de conducere, permisul. Permisul este al meu. Uite ce te-am rugat încă de la început să-mi ușurez sarcina. Permisul dumitale este fals. Cine voi? Da, domnule inspector. Adu-l pe celălalt din celulă. Înțeles, domnule inspector. Vreau să-mi spui de la cine și cum ți-ai procurat carnetul de conducere. Credeam că o să ne înțelegem, dar dacă dumneata dorești să schimbăm metoda, mă rog. Te numești Vasile Dumitrana, nu-i așa? Fiul lui Traian și al Mariei. Născut în 1900, condamnat în 1929 pentru instigare împotriva statului. Eliberat în 1931. Membru al Partidului Comunist. Nu. De ce minți? O să te batem, o să te chinuim. Nu sunt membru al Partidului Comunist. Ba ești și activezi în organizația de București. Intră! L-am adus, domnule inspector. Spune tot ce știi dacă vrei să scapi teafăr. Spun, da, domnule inspector. Dumnealui și încă cu cineva au venit la depozit și pe baza unei facturi... False! False! Cum spuneți dumneavoastră? Au ridicat 10 bidoane cu lapte. Știi ce se află în bidoane? Lapte, ce să se afle, păcatele mele? Scoteți-l afară de aici! Hai mișcă, hai. În bidoane se aflau pachete cu dinamită, nu-i așa, domnule Dumitrana? Nu știu. La biografia dumitale cam încurcată, domnule Dumitrana. Între 1936-37 ai fost în Spania și ai luptat de partea republicanilor, nu? Nu te înțeleg. Ești aproape un intelectual, ai studii, ai urmat o școală militară ca băiat de trupă. Puteai să ajungi ofițer. E de mirare, nu te-au prins mai devreme. A drept vorbind, fără accidentul ăsta... În autocamionetă mai erau încă doi comuniști. Unul care a dispărut după accident și altul, Ion Petre, care așteaptă afară. Cum îl cheamă pe celălalt? Nu știu la cine vă referiți. Serios? De fapt, noi știm mai multe decât îți închipui. E o luptă pe viață și pe moarte. Suntem în război. În curând totul se va termina. E și păcat de voi ăștia care muriți tocmai acum, la sfârșit. Credeți că o să se termine? Se vede că n-ai citit ziarele. Armata germană e departe în inima Rusiei. Apere o cauză pierdută, domnule. Auzi, pierdută! Ciripai! Ordin! Adu-l pe celălalt. Da, domnule inspector. Domnule Dumitrana, hai să rezolvăm totul omenește. Întrebe numele complicilor. Cine a ascuns pachetele de dinamită în bidoane? Cine sunt tovarășii dumitale și unde trebuia să-l lăsați totul? Hai, 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 treci acolo la domnul inspector. Te cheamă Ion Petre? Da. Vă cunoașteți? Nu. Ce căutai atunci în autocamionetă? L-am rugat să mă ia până la obor. Splendid. Sunteți încăpățânați. Da. Să știi că eu aveam stimă pentru voi, comuniștii. Dar încep să-mi o pierd. Cine poi cheamă, băieții? Îndată. Deci, pentru ultima oară, nu vă cunoașteți. Nu. Păcat. O să vă pară rău. Suntem gata, domnule inspector.
Lasă-i pe mine! Zi, mă, nu? Zi, mă. Pune mâna, uite. E camuflaj. Și ce dacă e camuflaj? N-aveți ochi de pisică? N-avem. Dar zile aveți? Ce e asta? O dubă? După cum vezi. Și încotro la ora asta? Ce te privește? De drumul, șofer. Am înțeles. Dumitrana, da, Petre. Am ieșit din oraș? Da. Unde ne duc? Sunt destule păduri prin apropiere. Cum crezi că vor să... Da, da. Metoda lor. Da. Fugiți de sub escortă. Dar foc și-a scăpat. Da, a scăpat. Crezi că a fost rănit? Nu știu. Ei, care s-o jocăște acolo? Nimeni. Dumitrana. Da. Mi-e frică. Știu, Petre. Și mie. Dar e o crimă. Lipește-ți mâna de-a mea, Petre. Ca niște cârtițe în beznă. Așa am trăit, așa am murit. Strânge mâna tare, Petre. Tare de tot. Ascultă. Da. Să-ți lepezi pantofii. Când se va opri mașina, auzi? De ce? Ne vor coborî în șosea. Trebuie să fugim înainte ca ei să tragă. Dar e o nebunie. Știu, dar n-avem altă soluție. Mă, comuniștilor, care dorește să tragă o gură de rom? Vă face bine. Vă dă curaj. Nu vreți. Sunteți mândri. Bine. Coborâți! Dezlegați! Gata! Gata, domnule comandant. Șofer, urlați. Motorul. Am înțeles. Ca să nu se audă îmbușcăturile? Da. Întoarceți-vă! Spune-le și celorlalți. După 5 pași, fugiți. Cât mai departe unul de altul, alergați în zigzag. Ne alțiți înainte pe șosea! 1, 2, 3. O mașină din față. Acum, fugiți! Petre, ce este că a lovit? Fugi! Fugi, Dumitrana! Petre, nu-ți la voi. Nu mai pot. Nu mai Petre! Aici! Petre! Fugi! Fugi! Auzi, eu sunt... Fugi! Ascunde-te! Știi unde? Acolo, la... La Tereza. Tereza e gazda cea mai... Petre! Petre! Ți-am spălat rana, nu-i nimic. Ți-am zrevit numai pielea. Cu cine mai erai? Pe Ion Petre îl știai? Nu. L-a ucis. Și pe ceilalți la fel. Deci numai tu ai scăpat. O adevărată minune. Am avut puțin noroc. Mult. Adică, ce vrei să zici? Nu te mai agita. Am anunțat-o pe Ina. O să vină în dimineața asta. Trebuie să-ți găsim un adăpost. Aici nu ești în siguranță. Te vor căuta cu înverșunare. Ce să fie ales de Foxa? Cum? Mai era un tovarăș cu noi. Nu știi, unul Foxa. Când s-a răsturnat camioneta, da? A luat-o la fugă. O fi izbutit să dispară. Mereu mă gândesc la asta. Ce-o fi cu Foxa? Ce-o fi cu el? Poftiți, domnule Focșa. Intrați. Domnul inspector vă așteaptă. Bună ziua. Ia loc, domnule Focșa. Da. Ce ai, tremuri?
Știți că nu mai dorm de când am aflat că au fost judecați. Vreau să te liniștesc, domnule Focșa. Oamenii dumitale au fost executați azi noapte. Nu, nu. De ce? De ce ați avut nevoie de asta? Rațiuni de stat, domnule. Războiul nu merge cum trebuie. Mareșalului e frică de o rezistență internă, iar motorul rezistenței interne sunt comuniștii dumitale. Bine, dar... A trebuit să le dăm un avertisment. Vreau să mă retrag, domnule inspector. Credeți-mă, nu mai pot. Nu mai rezist. Isprăvește cu zmiorcăiala. Am nevoie de dumneata, cum și dumneata ai nevoie de noi. Trebuie să spun ceva foarte neplăcut. Unul din oamenii duși la execuție azi noapte a evadat. Cine? Vasile Dumitrana. Nu se poate. Nu e adevărat. Spuneți-mi că n-a scăpat niciunul. Că au murit toți. Parcă mai adineau răsparea rău după ei. Iar acum ei vrea cu gurile astupate de țărână să mai crezi în remușcările oamenilor. Ce mă fac? Ce mă fac acum? Ce mă fac? Mare lucru nu mai poți să faci. Omul acela va înțelege până la urmă că a fost trădat. E un martor foarte periculos pentru dumneata. Știu, știu, știu asta. Dar cum să mă apăr? Cum să mă feresc de el? Nu există decât două căi. Dacă noi îl prindem pe cel care a evadat, atunci e salvat. Singurul martor al acestei afaceri va dispare. Deci ai tot interesul să afli unde se ascunde și să ni-l dai în mână. Și dacă nu aflu? E foarte greu. Partidul îi ascunde cu cea mai mare grijă pe oamenii ăștia. Atunci mai există o soluție. Una foarte îndrăsneță și foarte sigură, care mi-a încolțit în mintea din neauri. O soluție? Extraordinară. Te-ai trezit? Ina, Ina. Nu sări din pat. Ina, când ai venit? Taci, încearcă să mai dormi. Asta e bun. De când ești aici? De 2 ore. Nu te-a urmărit nimeni? Fii liniștit. De când te-au prins, am schimbat 3 adrese. Ina, cum te-ai descurcat? Nu mai întreba. Și copilul? E sănătos. Ina mea dragă. Stai, Ina. Stai, te rog, stai liniștit. Ce este, Ina? Nu înțeleg. De ce-ți ferești privirile? S-a întâmplat ceva? Ina, de ce nu mă privești în ochi? Da, s-a întâmplat ceva. Ce? Ceva foarte neplăcut. Spune-mi despre ce e vorba. Ei nu știu unde te afli. Am venit aici fără știrea tovarășilor. De ce? Ei te bănuiesc de trădare. Cum? Cine a lansat calomnia asta? Nu știu, nu știu. Dar totul se înlănțuie într-un tip foarte ciudat. Toți au murit în afară de Focșa, care a dispărut, și de tine. Oamenii se miră, se întreabă. Ce se întreabă? Cum de-ai scăpat numai tu de sub ploaia de gloanțe? O întâmplare norocoasă. Va trebui să o dovedești. Nu ești atât de naiv încât să crezi că totul se rezolvă atât de ușor. Celor de afară le trebuie să dovezi. E o chestiune de viață și de moarte. Poți fi ucis dacă nu dovedești că nu ai trădat. Spune-mi, Ina. Și tu crezi una ca asta? Dacă aș fi crezut-o, nu mai eram aici. Poate n-ar fi trebuit să vii să mă vezi. Nu se putea altfel. Eu te cunosc mai bine decât ei. Și ei te cunosc, dar le e frică de tine. Și asta mi se pare foarte firesc. Doi oameni pot să dovedească adevărul. Unul din ei, Focșa, a fost lângă mine până în momentul accidentului. Celălalt, îl știi pe celălalt? Inginerul Comșa. Da. Comșa s-a împotrivit acțiunii în care noi am căzut. Cel care mă împroșcă cu noroi și care ar fi vrut să dispar este unul din ei. Îmi va trebui mult timp până să mă conving care din ei a trădat.
Și cu siguranță că și cel care m-a trădat mă caută. Și atunci ce ai de gând să faci? Nu știu, nu știu, Ina. Nu știu, trebuie să cumpănesc bine. Vrem să trăim iar despărțiți. Știu. Nu ești de acord, dar așa e mai bine pentru amândoi. Dacă te cheamă la ei, spune-le ce crezi despre mine, nu-i minți. Dacă ai ceva urgent să-mi comunici, caută pe Tereza. Ea o să mă găsească. Dragul meu. Acum trebuie să pleci. Bine, dar... E mai bine, te rog, te rog. Ce atâta grabă? Te rog să pleci, Ina, fără lacrimi și fără alte cuvinte. Simt nevoia să rămân singur. Trebuie să chipzuiesc, trebuie să-mi fac un plan de acțiune. Promite-mi ceva totuși. Da, ce anume? Că vei fi prudent. Da. Că nu vei comite niciun act nesăbuit. Da, da, da. Până când nu ai dovada bunei tale credințe, să nu te arăți prin lume, e periculos, o știi. Știu. Un timp va trebui să nu dai ochii cu ai noștri, ei sunt furioși. Știu. Mai ales inginerul Comșa. Am vorbit chiar ieri cu el. Mm-hmm. N-am reușit să-l conving. Da. Știi că e un om sever și necruțător. Să te ferești de el până în ziua când vei putea dovedi nevinovăția ta. Mă făgăduiește, dragule. Da, ce făgăduiesc. Cine e? Domnul inginer Comșa, acasă? Da. Deschide-o. Cine sunteți? Un prieten din provincie. Așteptați aici, mă duc să-l anunț. Cunoașule, vă caută cineva din provincie. Cine e? Bună seara. Dumneata? Du-te, Mario, nu mai am nevoie de tine. Ce cauți aici, Dumitrana? Am vrut să-ți vorbesc. Vorbește. Să știi că n-am venit să mă dezvinovățesc. Fără introduceri. Da. Perfect. Atunci, ce-o spun de-a dreptul? Afacerea cu transportul dinamite a fost trădată de cineva. Asta știam. Ceea ce nu știai, am să spun acum. Ești unul dintre cei doi pe care îi bănuiesc că m-au trădat. Ești nebun. Nu sunt deloc nebun. Doi oameni mai știau de transportul ăsta. Unul ești dumneavoastră. Inițial eu am fost împotriva acestei afaceri. De. Nici nu cunoșteam data exactă a efectuării transportului. Puteai să o afli. Greu de presupus. Vreau să spun însă că ești căutat de tovarășii noștri și n-ar fi bine să te arăți deocamdată. Sunt în mâna dumitare. Poți să mă predai tovarășilor. Personal n-am crezut niciun moment că ești un trădător. Dar astea sunt chestiuni sentimentale. Mă interesează cine al doilea bănuit. Focșa. Cu? Nu se poate. Ori dumneata ești trădătorul, ori el. Sunteți singurii care știau despre transport. Grea problemă. Eu nu sunt și nici tu. Dar tu trebuie să o dovedești, pricepi. Da, da. Lasă-mă pe mine să discut cu alții ce avem de făcut. Venirea ta aici e o greșeală. Nu trebuie să mai vezi pe nimeni. Nici pe soția ta. Vei rămâne singur până o să produci dovada că nu ești omul siguranței. Ești urmărit, căutat, îți dai seama. Da, da. În astfel de vremuri, orice neglijență se plătește cu viața. Eu cred că dacă Focșa e trădătorul, va veni singur spre tine. Bănuiești de ce? Mm-hmm. În ceea ce mă privește, dacă eu aș fi cel care a trădat, nu ți-aș fi vorbit astfel. I-aș fi spus soției tale să te trimită încoace și te-aș fi așteptat cu poliția sub canapea. Recunoști, nu? Da. Un lucru nu pricep. De ce a mers Focșa cu mine la transportul acela? Ca să nu fie bănuit. Ai idee unde îl găsesc? Nu-i cunosc adresa. Nu-i nimic. Am să dau de urma lui și am să-l omor. Nu, Dumitrana. Nu e bine așa. Pune mâna pe el și îl vom judeca noi. De altfel am să încerc să te ajut. Cum? Zilele astea iese de la Iud unul din oamenii noștri de nădejde. Este vorba de Mareș. Uh-huh. El îl cunoaște bine pe Focșa, îi cunoaște obiceiurile, ascunzătorile. Uh-huh. O să-l pun în legătură cu soția dumitale. Nu mi se pare deloc o idee fericită. De ce? Acum, tovarășe, cum și-a dumneata, nu știi? În anii aceștia, când Mareș era la închisoare, eu m-am căsătorit cu Ina. Iar Ina este femeia pe care el o iubea.
Mi-a fost dor de dumneata, nene Dobre. Ce mai tipărești? Păi, ce știi, invitații de nunți și botezuri, cărți de vizită. O să-ți facă rost, nenea Dobre, și ție de un birou de populație nou-nouț. Numai să-ți crească părul mai repede, să nu te cunoască cumva că ai trecut pe la Cambridge. Până una alta trebuie să-i predau o scrisoare inginerului Comșa. De ce fi întârziind date ta? Ai răbdare. Mi-a spus că trimite un om de legătură. Când? Până la orele 6. Mm. E atât de importantă scrisoarea aceea? Cred că da. E vorba, după cât am înțeles, de cazul Dumitrana. Auzi, a intrat cineva. Rămâi aici. Dacă e cine trebuie, ți-l aduc încoace. Tu? Bine ai venit, Mareș. Ina. Nu mă săruți de bun venit? Ce cauți aici? Ai o scrisoare pentru inginerul Comșa. M-a trimis să-i o aduc. Nu avea alt om de legătură la îndemână. De ce mă privești așa? Cum ai vrea să te privesc? Ai slăbit mult. Și tu? Nu prea ești vorbăreț. Adevărat. Hai să mergem. Vezi pompa aceea de benzină? E pompa lui Gaie. O mai ții minte? Cum să nu? Pe aici nici nu mai sunt străzi. Uite și casa Terezei. O mai recunoști? N-am uitat nimic. N-ai uitat? Nu. Asta e bine. Atunci să vorbim deschis. Să ne spunem tot ce avem pe suflet. Aștept. Ai aflat că m-am măritat? Da. Nu mă întreb ce am făcut după ce te-au arestat? Nu sunt curios. Hai să nu ne certăm. S-ar putea să lucrăm de aceea înainte împreună. Dacă o să-mi porți rancună, nu o să fie bine pentru nimeni. N-avea nicio grijă. Lui i-am spus totul despre noi doi. Și a fost încântat că i-a luat logodnic altuia. A fost încântat, nu-i așa? Trebuie să rămânem prieteni, oricât ți-ar veni de greu. Încearcă să nu mă urăști. Ce s-a întâmplat cu bărbatul tău? Am adus o scrisoare de la cei din închisoare. Știu că s-a vorbit mult despre el. Se ascunde. E învinuit de trădare. Știam. Dar s-a cercetat, s-au trimis oameni din afară și s-a aflat. Îmi pare rău că trebuie să-ți dau o veste bună. Cum? Focșa este cel care i-a vândut pe ceilalți. Spune-mi, e adevărat? Cel puțin atâta știu și eu. La una ca asta nu m-am așteptat. Și cum s-au convins ceilalți că Dumitrana e nevinovat? Focșa s-a dat la fund. A fost chemat prin rețeaua celor de afară să răspundă la niște întrebări și nu s-a prezentat. Oare atât ajunge ca Dumitrana să scape de sub bănuiala aceea îngrozitoare? Ajunge. O să vină vremea când apele se vor limpezi. Deocamdată nu știu nimic mai mult. Probabil că inginerul Comșa o să-l caute. Pot să-i spui bărbatului tău cu o clipă mai devreme că a scăpat, că nu mai trebuie să se ascundă de noi. Ce viață! Ce viață! Îl iubești chiar atât de mult? Și pe tine te-am iubit. Și nu mai facem mutra asta. Te-am așteptat ani de zile. Dar nu plecasem de plăcere de acasă. Am fost urmărit, prins, bătut, închis. Sunt oameni cărora nu le merge totul ca pe roate în viață. Ca mie, de pildă. Ce prost și ce nedrept ești. Nu sunt nici prost și nici nedrept. Am așteptat un rând o scrisoare de la tine. Nici nu știi cât valora asta acolo. Străzile încep să se umple de lume și nu vreau să fim văzuți împreună. Nu e recomandabil. Din toate punctele de vedere. Bine. Caută să-l găsești cât se poate de repede. Pe cine? Pe Dumitrana. Să nu comită vreo prostie, să nu cadă mâna siguranței. Am să încerc. Vreau să-ți fac însă o rugăminte. Spune. Cu voia sau fără voia noastră o să ne mai vedem. Poate că o să trebuiască să lucrăm uneori împreună. Noi doi sau tu cu bărbatul meu. Te rog să nu-i arăți că... Sper. Sper să nu am niciodată plăcerea să mă întâlnesc cu bărbatul tău. La revedere, Ina. La revedere.
Bună seara, nene Dobre. Ah, bine că ai sosit în sfârșit, Mareș. Noi tocmai am început petrecerea. Petrecerea? Am montat petrecerea asta ca să ne putem aduna mai mulți odată. A venit un tovarăș cu sarcini pentru fiecare din noi. Ce tovarăș? Dumitrana. Cum? Hai, băiatule, intră. Cine mai e înăuntru? E un sergent major de aviație de la flotila din Craiova. Tomulete îl cheamă. E și Tereza. Și mai cine? Și Valentina, bineînțeles. Haide, băiatule, nu mai despica firul vieții în patru. E mai bine. Bună seara. Bună seara. Poftiți, poftiți, bine ați venit. Poftiți. Păi ar trebui să dansați. Parcă suntem la o mormântare. Tereza, ia de tutunul. Hai. Un vals, nu ai, nene Dobre? Este. Dansați? Stai aici, lângă mine. Dumitrana mă cheamă. Mareș. Mi-ai fost recomandat ca un om foarte sigur. Deocamdată avem pentru dumneata o mică afacere în provincie. E preferabil din toate punctele de vedere să dispar din București. Și cu poliția ce fac? No. Trebuie să mă prezint din două în două săptămâni la circunscripție. Acum un bacșiș bun dat comisarului, pot să n-ai nicio grijă. Spune că ai găsit ceva de lucru în provincie și o să înțeleagă. Mi s-a spus că ești mecanic de meserie. Ți-ar conveni Piatra Olt? Mă duc oriunde e nevoie de mine. Ina mi-a vorbit de dumneata. Mai luat parte la greva de la Grivița. Nu am făcut prea multe lucruri. Mai beau un pahar de vin și invit-o pe Ina la dans. Femeilor le place să danseze. Nu știu să dansez. Ina? Da? Auzi ce spune domnul acesta. Că nu știe să danseze. Ia, te rog să-l înveți câte ceva. Nu vrei să încerci? O să încerc. Hai, zâmbește puțin. Altfel ai să rămâi cu aerul ăsta vinovat care o să-l pună pe gânduri pe bărbatul. Și ce-mi pasă mie de asta? Ești rău și nedrept. Ești pornit împotriva mea, dar te înțeleg. Ascultă, nene Dobre, ce spui de perechea asta? De... Ascultă, Gutenberg, nu mai face pe niznaiu că știu totul. Când am cerut-o pe Ina de nevastă, habar n-aveam că-l iubise pe Mareș. Pe urmă, nu s-a mai putut face nimic. Și gata? S-a terminat? Gata. Dar ce are băiatul ăsta, Ina? Parcă a înghițit o sabie. Ori nu te porți bine cu el, Nu m-am purtat bine cu el. Așa va să zic. Dansați? Cu plăcere. Nea Dobre, muzică. Bine. Stai jos, Mareș. Da, ce? Vroiam să plec. Hai să pleci după ce termin ce aveam să spun. Stai jos. Hitleriști au organizat un depou de reparații la Piatra Olt. Va trebui să-i facem să simte pe pielea lor că nu stau chiar pe roze. Te am aici actele dumitare de transfer. Sunt toate ștampilate. Ești delegația. Te numești Matei Gheorghe și ești lăcătuș. Îți convine meseria asta, da? Îmi convine. O bucată de timp o să sabotați repararea locomotivelor. Cu cât se întârzi aceste reparații, cu atât mai mult scurtăm războiul. Apoi veți primi un ordin special. Acela va trebui executat cu toată grija și cu orice riscuri. Îți recomand multă prudență și mult sânge rece. Acolo e și Gestapo și să nu-l subestimați. Cum mă vor recunoaște oamenii noștri de acolo? Ești trimis de unchiul Costel de la Caracal, atât. Cine va fi prima mea legătură? Constantin, de meseria acar în stație. Când trebuie să plec? Și mâine, dacă nu mai ai alte treburi pe aici care să te rețină. Nu mai am de mult ceva care să mă rețină pe aici. Da. Da, te înțeleg. Într-o zi o să vorbim și despre asta. Nu știu dacă o să avem ce vorbi. Acum pot să plec? Dacă ești chiar atât de grăbit. Sunt. Adineaur a spomenit de riscuri. Da. Când vom executa ordinul special. Da, da. Care sunt riscurile, știți? Aceleași dintotdeauna. Să fii prins sau să-ți pierzi viața. Cred că riscul ăsta din urmă este cel mai convenabil pentru mine. E bine să ne spunem pe nume chiar din clipa asta. Constantin mă cheamă. Matei. Fiat
atent la ce faci. Stația e păzită bine. Gestapo e numai oi și urechi. S-au mulțit sabotajele. Să ai totdeauna un pumn de nisip prin buzunare. Știi la ce folosești? Da, știu. Ne interesează mai ales garniturile care trec spre front. Am înțeles. Unde o să stai? La hotel. Aha. La căminul stației n-am găsit loc. Da. Mi s-a spus că diferența de preț de la hotel o suportă CFR-ul. Da, așa e. Numai să te ferești de portăreasă. E o mare palavragioaică. Cu mine e bine să te vezi cât mai rar. Dacă o fi ceva, te caut eu. O să găsești în boxa dumitale câte un bilețel cu niște însemnări ca de croitor. Mâneca, talia, manșeta. Prima cifră indică ora când trece garnitura. Da. A doua, numărul vagonului care trebuie sabotat. E limpede? E limpede, foarte bine. Da. Atunci noapte bună. Eu o iau la stânga. Noapte bună. Cu el? Nu. Unde locuiești? Ce stație asta? M-a urcat în tren și m-a silit să cobor cu el. Aici e Piatra Olt. Văd Capugin, bună seara. Stai, nu mă lăsa singură. Du-mă undeva. Unde te duc? Nu e vreun hotel pe aici? Este, pe colț. Dar e cam târziu. Nu e nimic, am bani. Pot să-i dau un bacșiș portalului. Bine, vino. Dacă te găsești. Cine? Nenorocitul ăla. Până mâine, uite ce a fost. Bea prea mult. O să creadă că am plecat cu alt tren. E impresarul meu. Sunt actriță, cântăreață de local. Asta nu mă interesează. Uite hotelul. Stai să scol pe portăreasă. Analiza! Analiza! Cine? Vino puțin, e cineva care n-are unde să doarmă. Doriți? O cameră. La ora asta? Am sosit acum cu trenul, dar ține pentru deranjul dumitare. Da, așa merge. Poftiți după mine, o să vă dau o cameră lângă dumnealui. Nu-i nevoie. Noapte bună, o să vă descurcați amândouă. Mă duc să mă culc. Sălbate ca al naibii motanul ăsta. Acte aveți? Da. Dacă ar fi după mine, puțin mi-ar păsa. Dar mai ești poliție. Poftim, poftim. Mersi. Noapte bună. Cine e? Eu. Ce vrei? N-au țigare. Ce nu lași lumea să doarmă? Poți, aprinde. Nu pare rău că te-am trezit. Acum ce mai vrei? Nimic. Aici e cald. La mine n-am găsit niciun lemn. De ce nu ai cerut portăresei? Am uitat. Da. Bine, n-ai decât să stai lângă sobă. Dar să nu scoți niciun cuvânt, vreau să dorm. Trebuie să mă scol de dimineață și n-am chef să trâncănesc cu dumneata. Cum te cheamă? Matei. Pe mine Marta. Da. Matei. Matei. Ce? Îți mulțumesc. Bine. Noapte bună.
Să nu crezi cine știe ce despre mine. Ce poți să crezi despre cineva care dă buzna peste un om la miezul nopții? Ai dreptate. Trebuie să pleci dincolo la tine. O să mă duc. E atât de cald aici. Toată viața mi-a fost teamă să rămân singură. Câți ani ai? 27. Tu? Ce importanță are? Ești singur? Nu ai nevastă? N-ai o iubită? Nu sunt căsătorit. Atunci, pe cineva de suflet? De ce întrebi? Pentru că orice femeie te-ar întreba lucrul ăsta. Stai să-ți aprind focul. O femeie mai îndemânată decât... Nu-i nevoie. Lasă-l, aprind eu, mă descurc eu. Ce zici? N-ai fi izbutit atât de repede, nu-i așa? Unde ai învățat să faci focul? În închisoare. Ai făcut pușcărie? Da. Ești hoț? Ai furat ceva? Pușcăria nu se face numai pentru hoții. Atunci? Lasă, nu-i pentru tine. Nu cumva ești, cum naiba zice, umanitarist, nu? Toți cei din CFR se ocupă cu politica. Ești roșu, nu-i așa? Nu. Atunci ce ești? Nu e pentru mintea unei cântăreți. Ții neapărat să mă jignești? Ascultă, Marta, crezi că ar trebui să-ți schimbi felul de a trăi? Adică ce să fac? Păi să-ți găsești o meserie. Să termin cu hotelurile, cu trenurile, cu trupa ta, cu bețivii tăi, cu cârciumile tale. Și ce să fac? Să cos și să cresc copii. Ție-ți plac copii? Aș fi vrut să mă însor cu o femeie, dar ea n-a mai avut răbdare și l-a luat pe altul. Era frumoasă? Cred că da. Ești un om cum se cade. Ai fost fată săracă, nu-i așa? De unde ești? Am trăit printre săraci, cunosc bine. Ai căutat de lucru și n-ai găsit. Apoi cineva ți-a băgat în cap că ai voce. Că dacă te faci cântăreaț, o să trăiești foarte bine. Unde vrei să ajungi? Te-a aruncat în viața asta care pare ușoară, dar care e păcătoasă și plină de mizerie. Știi ce ai să devii peste 5 ani? Sau peste 10? Ar trebui să muncești. Nu merită. Așa câștig mai ușor bani. Acum, cât ești tânără și frumoasă? Chiar mă găsești frumoasă? Cine-o fi? Îmbracă de repede. Stai. Cine e? Te caută unchiul dumitale. Unchiul? La Caraca. Poți să-mi primești sus? Ești singur? Da. Da, sigur. Trimite-l. Fugi. Am șters-o. Când ne mai vedem? Nu știu. Bine, diseară. Bine, pa. Diseară. Intră. Poftim. Noroc, băiatule. Nene Dobre. Bun venit, Nene Dobre. Bun venit. Mă tot întrebam cine o fi unchiul meu de la Caracal. Ne aude cineva? Nici dracu. Hotelul e pustiu. Locuiești singur? Da. De ce? Parcă ar fi trecut pe aici o femeie. E, asta-i. Poate portărea asta. Mă, băiatule, mă, tu să nu mă minți. Nu te mint, Nene Dobre. Ai venit cu ceva noutăți? Da, m-a trimis Dumitrana. Stai, nu te încrunta. Tot nu ți-a trecut. Ascultă, ne trebuie arme. Numai că sunt unii care nu vor să se lege la cap. De aceea Dumitrana m-a expediat încoace. Ne-ați putea face rost de un vagon de arme. Arme. Da, o să încercăm. Da, dacă scot armele, unde le duc? Cu ce le transport? Îmi dai o telegramă. Scrie acolo ceva în legătură cu boala mătușii.
Și în locul spitalului pui locul de întâlnire. Uh-huh. Dumitrano va trimite pe Tomulete de la Craiova cu un camion. Cât timp îți trebuie ca să organizezi loviturile? Lovitura? Loviturile vor fi două. Una mai importantă ca alta. Trebuie distrus depou hitlericilor de aici. Uh-huh. Le poți face pe amândouă deodată? Cred că da. Pune-mă și pe mine la curent cu cele ce o să se întâmple până intru eu în acțiune, tovarășe Mareș. Spune Matei, așa sunt cunoscut aici. Bine, tovarășe Matei. Vei trage camionul dincolo de barieră. Vor mai fi acolo 3 motociclete cu atași. Și voi cum voți proceda? Garnitura cu armament e gata de plecare. O vezi, nu? Uite-o. Da. Tocmai se repartizează sentinelele pe la vagoane. Da. Când trenul va porni de aici, din stația de triaj, eu cu cei 3 ceferiști sărim pe scările ultimului vagon. 2 se vor ocupa de cele 2 sentinele. Unul va decupla vagonul cu arme, iar eu voi începe să-l spar cu o rangă. Când vagonul ajunge la barieră, aruncăm jos lăzile cu arme. Voi le încărcați în motociclete și în camion și vă întoarceți pe același drum. E foarte simplu. Da, în teorie, dar văd că stația mișune de soldați și de ofițeri. Da. Crezi că ăștia nu-și păzesc ciorarele? Am prevăzut noi și asta. În momentul când pleacă trenul, la o locomotivă se va defecta o sirenă. Dacă țiu e mai mult de un minut, înseamnă că s-a dat alarma în gară. Da. Și atunci scape fiecare cum poate. Gata! Constantine! Vino! Vino! Ia-o la fugă pe lângă tren! Aiute! Aiute! Când strig atenție, să... Atenție! Sentinelele! Camera! Camera! Așa-i la război! Ioniță! Ioniță, voi la tranșa pe mandul! Da! Gata! Recuplară! Mă apucă ranga, Matei! Hai! Așa! Constantine! Ei! Constantine, locomotiva cealaltă va fi punctuală? Nici o grijă! Așteaptă dincolo de triaj. Bine! Casanul e încins până la roșu! Gata! Recuplar! Curenții de toată lumea! Haide! Acum! Dă-i! Tu pleci imediat după asta, nu, Matei? Da. Plec cu camionul lui Tomulete. Așa. Atenție, bariera! Ce porcărie, Ciripoi! Domnule, ce sinistră porcărie! Oamenii noștri dorm de-am picioare. Nu dorm, domnule inspector. Dar sunt și unii mai deștepți ca ei. Am luat măsuri. Avem agenți peste tot. Ha! Ne raportează, ne fac informări. Fac pe dracu să ia, asta fac. Unde-i batalionul de pază CFR? Pe aici. Unde ți-e comandantul? Vine și el acuși. Auzi și ripoi? Poftiți-o. Îi arde sub nas un depou cu nemți cu tot, sară în aer nu știu câte vagoane și el vine acuși. Cum îl cheamă pe dobitocul ăsta să-i trimit ministrului legat fedeleș? Și ripoi? Da, domnule inspector. Unde-i șeful stației? Așteaptă afară. Adună-mi coace. Da, domnule inspector. Să trăiți, domnule inspector. Ai idee cum a luat foc de pol? Da. În atelierul de reparație a fost introdus o locomotivă cu cazanul sub presiune. Mm-hmm. Cei ce o însoțeau aveau acte în regulă. După cât timp a explodat? După jumătate de oră. Câți erau pe locomotivă? 2. Un mecanic și un ajutor. Mm-hmm. Unul din ei rupea puțin pe nemțește. Splendid. Dar cum dracu intră cineva în depou, le lasă plocon o locomotivă? Plus 3 vagoane din care unul cu explozie. Da, exact. Și nu se sesizează nimeni. Și cu vagonul celălalt, care a fost decuplat de la garnitura cu armament, ce s-a întâmplat? A fost găsit pe o linie moartă, devalizat. Da, pe o șosea vecinală sunt urme de motocicletă și de autocamion, până la o barieră. Pentru transportul armelor, evident. Probabil. Splendid. Bine lucrat și Nipoli. Curat, organizat. Da. O să-i placă grozav și Gestapo-ului. Ia spune-mi, domnule șef, în ultima vreme ai angajat pe cineva nou în stație? Păi, sigur că da, e foarte mult de lucru, știți? Nemții ne cer urgent reparații. Mm-hmm. Se perindă foarte mult personal. Ciripoi, da, i-ai adunat pe toți? Da, domnule inspector. Sunt vis-a-vis în hala de montat, singura care a scăpat neatinsă. Haide-mi acolo. Poftiți pe aici, domnule inspector. Aici. Nu ții minte, domnule șef, pe cine ați angajat în ultimele săptămâni? Au fost foarte mulți, câțiva frânari, vreo 2 lăcătuși, unii pe grad de mișcare. Ciripoi, da, fă puține liniște. Tăcere! Hei!
Ascultați-l pe domnul inspector! Sabotorilor! Unde vă treziți aici? Curtea marțială o să vă mănânce! Unde vă credeți, nenorociților, în țara lui Cremene? O să răspundeți cu capul, să știți! Nu vreau să am de-a face cu chestia pe unul. Ori spuneți cum a fost, ori vă bag pe toți la pușcărie. Gândiți-vă că aveți fiecare copii și neveste acasă. M-ați auzit? Cine voi? Da, domnule inspector. Îi vezi? Pretutindeni fac la fel. Tac. Tac și dau din nume. Da. Ei cred că n-avem mijloace să-i facem să vorbesc. E bine, se înșală. Să fie interogați unul câte unul pe îndelete. Dar și când zică bătaie, domnule inspector? Dați-i mie mână liberă. Aici trebuie și unii țică bătaie. Bine, Ciripui, se aprobă. Dar curat, elegant, fără tevatură. Scrie la carte, domnule inspector. Ai aflat cine lipsește din personalul vechi și nou? Da, domnule inspector. Lipsesc doi. Șeful de tură, Istrat Ioniță, și un necunoscut, un lăcătuș, Matei Gheorghe. Acesta a fost angajat de vreo lună de zile. Splendid. Poate că e unul din porumbeii noștri. Ai pus mâna pe fotografia lui? Închipuiți-vă de ce, domnule inspector. La angajare, lăcătușul Matei Gheorghe a uitat să alăture la actele lui o fotografie în dublu exemplar pentru serviciul personalului. Da. A uitat, a? Și nimeni nu i-a zis nimic pentru asta. Într-o stație aflată sub controlul Gestapo-ului. Formidabile dobitocie. Asta înseamnă prinde orbul, scoate-i ochii, dragă Ciripoi. Am aflat totuși ceva despre acest domn Matei Gheorghe. Știți, dumneavoastră, când Ciripoi vrea să-și arate talentele, a dat o raită mai întâi pe la hotelul de lângă gară. Acolo a locuit acest Matei Gheorghe până noaptea sabotajului. Și? Și Ciripoi a prins o urmă. Amicul nostru avea o amantă. Splendid. Una Marta Dușescu, o cântăreață de local. O cunoscuse de curând, se curcase cu ea. Ciripoi, ești la dumneavoastră. Și unde e acum păsărica asta? A plecat spre București. Aha. Dar i-am luat semnalmentele și am azbuțit și copoi după tânsa. Ah, e semnalul Inei. Poftiți, vă rog. Bună seara. Bună seara. Toașul Dumitrana. Coboară și ai grijă de bicicleta mea. E în dreapta intrării. Da, da, da. Dacă se întâmplă ceva, fluieră o canțunetă italiană. Am înțeles. Să ședem, Mareș. Cum ți se pare, tânărul? Acceptabil. Vorbește cam mult, dar o să-l ținem din scurt. Și acum să-ți spun de ce am venit. Știi că umblu de mai multe vreme să dau de urma celui care m-a trădat. Focșa. Da. L-am dibuit. Da? S-a camuflat într-un spital de nebuni din Târgoviște. Bună treabă! Va trebui să-l răpim de acolo. Am un plan întreg, o să ți-l spun. Vrei să mă ajuți? Eu? De ce tocmai eu? Pentru că ești un om de nădejde. Și pentru că nu e o treabă ușoară. E clar? Da. Trebuie să cerem învoirea celor de sus. De asta mă ocup eu. De altfel nu se va face niciun fel de tărăboi. Nu vom recurge decât la un truc. Se va da o alarmă falsă aeriană. Omul e sub paza agenților siguranței. Trebuie să scăpăm de ei. Și cine va aranja darea acestei alarme false? Cel cu care ai mai lucrat, Tomulete. Vine special de la Craiova. Are prieten la serviciu de apărare pasivă. Dacă vrei să-ți dau timp de gândire, am să revin. Nu-i nevoie. Îți răspund acum. Sunt gata să te ajut. Planul meu e următorul. Planul lor a fost foarte ingenios, domnule inspector. Mai întâi au dat o alarmă aeriană falsă. Drept care agenții noștri s-au băgat ca tâmpiți la cutie. Splendid, Ciripoi, splendid. Apoi au intrat în curtea spitalului cu o dubă sanitară de armate. Erau în halate albe. Așa. Aveau acte în regulă. Au ajuns direct în camera omului nostru și l-au hățat. Ca să meargă mai repede, l-au scos pe fereastră. Și? Camera e la parter. L-au aruncat în dubă și... pace-ți-e drumul. Splendid lucrat. Artistic. Și pe urmă? Și pe urmă l-au dus direct la gară și l-au urcat în automotorul regal. Ce? Un automotor cu stema regală. Stătuse o noapte pentru revizie la Târgoviște. Acum pleca mai departe. Și-au plecat cu el. Ești nebun, Ciripoi? De ce, domnule inspector? Dar cum e posibil?
Cum puteau să urce un om cu sila într-un vagon fără să bată la ochi? Nu era nimeni în gară? Nu era nimeni pe peron? Era chiar șeful stației. El mi-a povestit. Transportul de la Dubă în vagon s-a făcut cu o brancardă. L-au legat pe amicul nostru pe o targă, i-au vârât probabil vată în gură, l-au acoperit cu un cearceaf și l-au transportat cam pe un bolnav. Veritabil, formidabil. Șeful stației s-a mirat chiar cu câtă repeziciune l-au urcat brancardierii în vagon. Aveau și de ce. Încetarea alarmii s-a dat exact la un minut după ce dumnealor se văzuseră în tren. Toată afacerea nu durase de altfel decât 10 minute. Splendice, poi, o lovitură de maestru. Așa, domnule. Recunoști? Sigur. Iar noi dormim. Cum? Ne giftuim. Ne ținem de dame. Domnule inspector. Să vezi ce săpuneal o să-mi tragă onorabilul nostru șef. Ieri alaltă ieri Piatra Olt, astăzi Târgoviște. Într-o zi o să ne trezim luați pe sus cu toții. Au un cap deștept care combină toate drăciile. Au mai multe capete, Ciripoi. Au și prieteni în armată la CFR. Pe șefii de gară, mi-ai agățat să ne spună cum a fost posibil să le treacă dita mai automotorul regal pe sub nas și ei să nu se întrebe de unde vine și unde se duce. Toată lumea e sub stare de arest. Ancheta a început ieri de la Târgoviște. S-am scos mecanicul care a condus trenul din pământ, din iarbă verde, Ciripoi. Că doar automotorul majestății sale nu e dricul primăriei, da, să se suie oricine în el și să-l mâie unde vrea. Ai înțeles? Stați, domnule inspector, stați, nu luați așa. Ciripoi, nu v-am spus totul. Ciripoi mai are o veste. Ce veste? Nu vă speria, nu vă speriați. De data asta e o veste bună. Oamenii mei au dibuit-o la un local din București. Pe ce? Pe cântăreața aceea, Marta Dușescu. Acum agenții mei o urmăresc pas cu pas și din clipa când se va reîntâlni cu amantul ei de la Piatra Olt, putem spune că am pus laba pe toată banda, domnule inspector. Ce faci acolo? Privește, a mai rămas din biata noastră griviță după bombardamentul de ieri. N-ai fost afară ca să vezi. Au făcut totul chiseliță. Casele, oameni. Trebuiesc 20 de ani ca să se refacă tot ce s-a distrus. Să vezi adăposturile. Niște grope acoperite cu scânduri. Adăpostul pentru găini, nu pentru oameni. Doar începutul. Hai să mai vezi și altele. Și tu, puștule, da. Suntem așteptați într-un loc, dar nu să mergem împreună. Tu, puștule, vin strada Răspântii la numărul 18 în fundul curții. Da. Sunt de 4 ori lung, cam peste o jumătate de oră. S-a făcut. Și eu. Tu mergi cu mine. A, te invidiez. Ține-ți gura, puștule. Gata? Da. Haide. Uite că am ajuns. Hai, ține-mă de braț ca și cum am fi soț și soție, nu știu de câți ani. Cine e gazda? Inginerul Comșa. Bună seara. Uite-și pe student. Pe ce am avut răbdare să aștept o jumătate de oră? Îmi pare bine că te văd, Mareș. Ai lucrat frumos la Piatra Olt. Cât a fost posibil, tovarășe Comșa. Ina, da? Tu du-te în curte și stai pe bancă. Dacă se ivește ceva suspect, intri tușind, fără să te grăbești însă, ai înțeles? Da. E, luați loc în jurul mesei. Fraților, zilele trecute a avut loc o ședință a conducerii de partid în care s-a hotărât pregătirea insurecției armate. Da. În ceea ce ne privește, o să avem de furcă. Dumitrana, trebuie să învățăm oamenii să folosească armele pe care le-ai procurat. Da. Insurecția nu va fi chiar o petrecere. Am și schițat un plan de acțiune. Loc pentru exerciții militare ai găsit? Da, cred că da, la Funden sunt niște cărămiderii părăsite. Și cum o să-i scoți la exerciții? Există dispoziții pentru serviciul de apărare pasivă. Fiecare uzină e scoasă miercura și vinerea la poligon. Ne vom folosi de asta. Ai găsit oameni de legătură? Peste tot. Dar vom organiza treaba cât mai bine. Țin să vă informez că s-a luat legătura cu armata. Da. Vom avea în curând o întrevedere cu câțiva ofițeri superiori. Aha. Trebuie să ne grăbim. După capitularea Italiei, situația pe frontul a devenit foarte confuză. Dumneata, Mareș, vei lucra în echipa lui Dumitrana.
Mă bizui pe voi doi, mai mult decât pe oricare alții. Da. Ce e, Mareș? Ai vreo obiecție? Nu? Nicio obiecție. Bună dimineața, René Dobre. Ce e cu tine, Mareș? Ai ieșit din bărloc? Și se pare că s-a mai îmbunătățit situația atmosferică. Ia vezi să nu faci de oaie taman la sfârșit. Pui Schiavelli în Gutenberg. Am ieșit să iau ziarele. Uite unul cu alea. Nu scrie mai nimic. Adică, nu, a fost ceva la Brăila. Niște șlepuri cu armament nemțesc au sărit în aer. Lucrează băieții noștri. Ce să facă și ei? Dumitrana pe unde umblă? Nu știu. Aștept să mă cheme îndată ce... Alarmă! Vino! Alarma e reală, da? E un adăpost peste drum. E un loc sigur cu planșeu de beton. Vino! Ce iesuială! Sunt prea puține adăposturi pentru atâta populație. Nene Dobre, să ne oprim aici lângă scară. E mai mult aer și... Ce? Ce ai văzut? E ceva suspect? Nu. Nu, o cunoștință. N-am mai întâlnit-o de câteva luni. Cine, femeia aceea? Da. Du-te și vorbește, nu te-ai închisi de mine. Marta. Matei, ce surpriză! Ai înviat din morți. Mă întrebam uneori ce s-a ales de tine. Tu ce faci? Ai terminat cu turneele? Eu m-am ajuns. Mi-am găsit un angajament în capitală. Știi, de când cu bombardamentele, cântărețile mari au fugit din București. Numai eu îmi primejdesc viața pentru a distra pe oameni. Vorbim serios, ce faci? Când, n-auzi? Când la un restaurant familiar la șosea ținut de nemți. Ai nece în restaurant. Știi nemțește? Oru puțin. Nu ți-am spus că am făcut câteva clase la Sibiu. Dar tu, ce învârtești? Tot la CFR? Sau te-ai avansat? Asta o să povestesc eu. Asta înseamnă că n-ai să mai fugi de mine, nu? Auzi, sună încetarea. Ieșim? Ieșim. Marta, pot să te conduc? Sau ai altceva de făcut? Nu, aș bea ceva. Oh. Tot vechile obiceiuri. Știu că nu-ți plac. Cu ce naiba te ocupi în realitate? Noaptea când ai dispărut tu din Piatra Olt, a ars depoul de acolo. Nu cumva erai amestecat? Pomeneală. Nu mă interesează treburile bărbaților, dar mi-ar fi plăcut să fi făcut tu isprava aceea frumoasă. E atât de plictisitor să ai de-a face numai cu oameni obișnuiți. Am eu mutra unui erou? Dacă mă uit mai bine la tine, cred că nu. Știi ce? Vină la mine. E răcoare. Avem și ceva de băut. Taxi! Alo! Taxi! O iau eu înainte. Vino! Nici un balaur cu canapea. Îți place? Mult lux. Câștigi bine la restaurantul acela. Cine vine pe acolo? Acum au rămas numai cei de la legație. Mai vin unii în trecere. Afaceri comerciale, schimburi culturale. Te rog, închide radio. De ce? Așa, mă enervează. Of, ce fel de om ești. E greu să trăiască totuși cineva cu tine. Ce ascunzi, eh? Ce căutai la Piatra Olt și ce învârtești prin Bucureștiul ăsta mare? Cam prea multe întrebări deodată. La drept vorbind, ești un insuferit. Mai ba să mă ia dacă știu de ce nu ți-am întors spatele când te-am văzut în adăpost. Ai fi fost în stare? De ce nu? Nici măcar nu ești un bărbat frumos. Ai ceva care mă neliniștește și nu știu de ce. Tuturor celor care vin aici le spui lucrul ăsta. Vrei să te dau afară? Nu cred că ai face. Știi? Eu nu ți-am uitat ochii. Ochii tăi căprui. La urmă urmei să lăsăm naibii războiul. Vrei, Marta? Da. Să uităm de tot ce e afară.
De ceea ce ar fi trebuit să fac azi? De cele ce ți-am spus vreodată? Da, Matei. La trei, domnul inspector! Am surprize! Chestie mare! Ce vorbești, Ilipoi? Să te aud. Ia, ia, uitați-vă la pozele astea pe care vi le-am adus. Prima este tipografia uneia de zice Dobre Nunți Botezuri. Postul nostru fix în clădirea de vis-a-vis de unde s-au făcut și fotografiile. Ne-am modernizat, măi, Ciripoi. Parcă am fi la Scotland Yard, nu alta. Să trezi, domnule inspector. Asta cine e? Portarul tipografiei pe care l-am umflat ieri. Uite, aici îl vedeți pe vânzătorul ăla de ziare care împărțea manifeste somnotor prin gara de nord. Și acum, ia uitați-vă bine la ăsta. Îl cunoașteți? Da. Dar nu era printre cei eliberați acum câteva luni de la Iud? Dar am vorbit cu el și am vrut să-l angajez ca informator. Exact. Vă mai amintiți cum îl cheamă? Mareș Gheorghe. Extraordinar. Ce vă invidez eu pentru memoria asta fenomenală. Da, da, pe femeia asta vă mai amintiți? Cântăreață de la Piatra Olt, Marta Dușescu. Nu vă spun eu că sunteți fenomenal. Și iată aici poza casei unde locuiește vedeta în momentul când onorabilul Gheorghe Mareș intră să-i facă o vizită. Ciripoi, te avansez, băiatule. Să trăiți, domnule inspector. Sherlock Holmes era un găinar pe lângă tine. Stați că n-am terminat încă. Ce se vede în această fotografie? Doi bărbați traversând o încrucișare de străzi. Așa. Și acum ia priviți inițial cu lupa. Cine sunt? Îi recunoașteți? Unul e Mareș. Aha. Iar celălalt... Ciripoi! Da, domnule inspector. Scoate dosarele cu fotografiile celor care au luptat în Spania. Știu cine este acum. Nu mai e nevoie să verific. Caută la numele Dumitrana Vasile. Ce memorie, ce memorie! Să ne trăiți, domnule inspector. Ia, el, ia, poftiți. Dumitrana. Sigur. Evadatul din Duba cu comuniștii. Noi îl credeam mort, iar dumnealui e bine mersi. Deocamdată îl ținem pe mare și ăsta sub o supraveghere discretă. Avem toate motivele să credem că la ora asta comuniștii au întrevederi secrete cu ofițerii superiori din comandamentul armatei. Peste una din aceste întrevederi, dacă am putea să cădem, atunci să știi, Ciripoi, băiatule, că ai pus piciorul pe o avansare clasa întâia. Să trăiți, domnule inspector! Înțeleg bine, domnule general, comandanții de regiment nu au nimic împotrivă dacă insurecția armată începe încă înainte de sfârșitul lunii. Este oare pregătit tot? Așa cum ne-am înțeles. Regimentele pot interveni în orice moment. Credeți că trupa are spiritul necesar unei asemenea acțiuni? Să nu aveți nicio îndoială, domnule inginer. Ostașii nu pot uita umilirile de pe front. Nu pot uita tratamentul de falsă superioritate. Da, e în regulă. Deci, suntem înțeleși, domnule general. Da, da. Data și ora începerii acțiunii vă vor fi comunicate conform codului stabilit. Bun. După părerea mea, moralul trupelor germane nu e destul de scăzut, așa încât ne putem aștepta la o rezistență dârză. Asta am avut și noi în vedere când v-am propus punctele strategice ce trebuie ocupate de oamenii dumneavoastră. Mi-ați spus că unul dintre ele este foarte important. Vreți să-mi precizați care? Da. Iată. Aveți aici harta detailată a postului de telecomandă. Da. Modul de funcționare, sistemul de apărare. Da. Vă previn că tot dispozitivul e foarte bine păzit și că orice alarmare a personalului a zădărnici întreaga acțiune. Da. După cum știți, jumătate din reușită în asemenea cazuri o datorăm surprize. Așa, și cum credeți că am putea pătrunde înăuntru? E o chestiune care vă privește, domnule inginer. Nu ajunge, după părerea mea, numai forța. Da. Ca să lucrăm cu militari este exclus. Ar fi o gravă imprudență, înțelegeți? Da, înțeleg. Asta e tot?
Tot. Atunci eu am să plec primul. Da. Dumneavoastră e bine să mai întârziați vreo jumătate de oră. Mm-hmm. În caz de descoperire, să știți că nu v-am văzut niciodată. Nici eu pe dumneavoastră. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Cum se prezintă strada Dumitrana? Nimic suspect. Urcă-te lângă mine. La ce oră ne întâlnim cu cei doi? Mare și vine la 5, iar Tomulete după un sfert de oră. Ina vine la 6. O să am de lucru pentru voi. Ia harta asta. Ascunde-o bine și la nevoie arde-o. Este centrul de telecomandă de la Clinceni. Sunt însemnate intrările, efectivele de pază, sistemul de alarmă. Așa. Va trebui să pătrunzi acolo cu grupul dumitale și să-l distrugi. Da. Vino cu mine. Nemții își păzesc bine comandamentele. Sunt de aceeași părere. Va trebui să găsiți un șiretlic, o circumstanță fericită care să vă faciliteze pătrunderea dincolo de sentinelele comandamentului. Ce grupă de șoc o să am? Aceea pe care ți-o vei alege. Cred că nu e recomandabil să folosești prea mulți oameni. Nu, nici nu mă gândesc la asta. Mare, Ștomulete, studentul... Faceți chiar astă seară recunoașterea obiectivului de la Clinceni. Așa. Trebuie să ne grăbim. Da. Există posibilitatea ca insurecția să fie declanșată mai devreme. Eu nu fac decât să coordonez o parte din acțiuni. Dar crede-mă, știu atâția oameni în primejdie încât nu mai dorm aproape deloc. Da. O să stabilim noi... Tomulete, a sosit. Dar ce-o fi atât de grăbit? Ce e cu voi? Pericol. Pericol. Ce s-a întâmplat, Tina? Nu l-am găsit. Mareș. Da. Am trecut pe la el. Studentul mi-a spus. Spune tu mai departe. Știu, am impresia că... Nu, dar nu cred să fie chiar atât de... Unde-i Mareș? Se poate să fi greșit. Acum o săptămână s-a întâlnit cu o cunoștință de la Piatra Olt. Și? A dormit de vreo câteva ori la ea. Nu se poate. Omul ăsta nu poate face așa ceva. Acum nu e acasă la tine? Nu. De când lipsește? De aseară. Mi-a spus că se întoarce de la 6. Cine e femeia? Un fel de artistă. Le cântă nemților într-un restaurant de-a lor la șosea. E nebun. E nebun de legat. Alo, da. Cum? Pisica voastră? Când? Îmi pare rău. Au și început să se vadă efectele. Mm. Nea Dobre a fost arestat. Și vânzătorul nostru de ziare. Ce facem? Desigur că și Mareș e filat. Și locuința studentului e filat. Poate și noi. Trebuie să-l avertizăm neapărat pe Mareș. Studentule, da. Ai vreun vecin cu telefon? Da, chiar lângă camera mea. Telefonează-i. Să-l pândească pe prietenul care stă cu tine și să-i spună să te caute urgent la vărul tău din Caracal. Da. Mare știe ce înseamnă asta, nu? Bineînțeles. Da. Hai, formează numărul. Culmea ar fi acum ca vecinul să nu fie acasă. Să știe cum am instalat în noul meu brloc. E destul de comod. Vecin nu am. În dreapta și în stânga s-a bombardat. Nu vine nimeni pe aici. Nu de asta m-a trimis. Dar? Mi-a mai tras o praftoriță și prin bunăvoința ta? Pe aia trimisă prin student am primit-o. Socotește cumva că nu mi-a fost de ajuns? N-ai vrea să mă poftești să iau loc? Iartă-mă, iartă-mă. Nu, stai pe canapea. Stai aici pe canapea. Scaunul e cam șubret. Am venit la tine pentru un lucru foarte important.
Insurecția începe peste 3 zile. Da? E adevărat, Ina? Da. Până atunci trebuie să ne ajuți într-o chestiune. În ce chestiune? Este vorba despre femeia aceea de la Piatra Olt. Prietena ta. Marta? Da. Păi, parcă Dumitrana era furios pe mine din cauza ei. Asta e o altă chestiune. Avem nevoie de ea. Știe nemțește? Da. Cântă la un restaurant al corpului german? Da. Deci are cunoștințe și printre ofițerii care lucrează la un post de telecomandă de lângă Clinceni. Prin asta ne poate ajuta. Tu personal nu e indicat să o vezi. Scrie însă un bilet în care îl recomand pe student. Restul va face el. Ce va face? N-am înțeles. Grupului nostru îi revine sarcina de a scoate din uz postul de telecomandă de lângă Clinceni. Distrugându-le postul acesta, le vom tăia comunicațiile cu trupele germane care păzesc capitala. Și Marta ce trebuie să fac? Să-l ajute pe student să pătrundă înăuntru. Ina, da. Acolo e un post militar. E greu de crezut că poate intra oricine. Și mai ales o femeie. Vezi? De aici nu mai știu nici eu nimic. Cei care ți încredințează o misiune nu-ți dau și soluțiile. Noi trebuie să ne descurcăm. Ai hârtie și creion? Da. Scrii câteva rânduri femeia aceea. Da. I-ai mai scris vreodată? Nu. Nu, niciodată. Atunci cum o să știi că rândurile sunt într-adevăr de la tine? O să-i pomenesc ceva despre ce am vorbit la ultima noastră întâlnire. Dar ce știe ea despre tine? Nimic. Bănuiește că fac ceva primejdios. Își poate pierde viața într-o astfel de încurcătură, nu uita. Se plictisește prea mult de ce face ca să mai țină la viață. Gata. Poftim scrisoare. Da. Și dacă Marta și studentul nu vor reuși să pătrundă în comandamentul nemțesc? În cazul ăsta, Dumitrana vorbea de forță. O grupă de luptă condusă de Tomolite va ataca postul de telecomandă. Dar asta ar fi mai periculos. Oricum ar fi, Tomolite cu oamenii lui vor acționa din umbră pentru proteguirea studentului și a femeii acelea. Da. Nu ne rămâne decât să încercăm. Și eu zic la fel. La revedere. Stai. Cine îi va duce scrisoarea Martei? Nu știu. Probabil Tereza. Să trăiți, domnule inspector! Ce-i cu tine? Cine-i voi? Ai o mutră fericită de parcă ai fi câștigat lozul cel mare. Domnule inspector, treburile merg foarte bine. Ba, merg foarte prost. A, nu. Eu vorbeam de treburile noastre. Astă seară cred că se lasă cu mare bal mascat mare. Adică? Au reapărut porumbii noștri. Cei drept, nu Dumitrana, nu Mareș, dar celălalt. Al treilea, Niculescu, studentul. Splendid, dă-mi amănunte. Aseară, domnișoara cântăreață a plecat acasă însoțită de o garderobieră mai bătrână, care fusese angajată chiar în ziua aceea. Ei, și? Poate că e vreo protejată de ei pe care și-a plasat-o la local. Da? Dar asta l-a adus pe un chelner astă seară care grosav mai seamănă cu studentul nostru de pe Buzești. Dar asta schimbă lucrurile. Înseamnă că trebuie să fie și ceilalți pe aproape. Tocmai, domnule inspector. Astă seară o umflăm pe boarfă, îi băgăm în viteză și... Ce spui, da. Măi, Ciriboi? Da, domnule inspector. O umflăm, o batem, o facem să spună, ce, nu? Nu mai ține, băiete. Cum asta, domnule inspector? Nu vezi ce timpuri trăim? Trebuie doxă, răbdare. Aha. Nu de studenți și de cântăreață am eu nevoie. Mie șeful lor îmi trebuie. Ai priceput? Și atunci... Cheamă mașina. Da. Mergem acolo. Da, domnul inspector. Să stăm la masă de acolo. E mai ferită. Da, domnul inspector. Nu era femeie? Prezentabilă. O să-i stric eu muzicuța. Răbdare, Ciripoi, răbdare. Unde sunt celelalte păsărele? La intrare lângă bară. Vedeți o femeie bătrână care aranjează mantourile femeilor? Da, o cunoști? Nu. Uitați-ați pe student. Care o tavă la masa grupului de ofițeri. Da. Tânăr băiat. Cam stângaci. Se cunoaște că nu mai fac meseria asta. Nostim. Dar ce-i nostim, domnul inspector? Tinerele nostru se învârte numai în jurul mesii nemților. Așa e. N-am nicio vină, de ce nu crezi? Te rog, cu sufletul curat, să-mi spui n-am împăcat.
atât aș vrea, atât aș vrea. Splendid. Vezi ce face cântăreața noastră. Se duce întins la masa ofițerilor. Aha, cu maiorul are aceea. Bineînțeles, porumbițele astea au o atracție specială pentru ofițerii superiori. Bravo, bravo. Cânti foarte frumos, domnișoară Marta. Oh, ești amabil, domnule maior. Un Chesterfield? Oh, de ce nu? Ce face comandantul dumneavoastră? Tot plecat? Se întoarce peste 3 zile și încă nu ne-ai onorat cu vizita dumitale. Oh. Țineam mult să-ți arăt cai. Spuneai că-ți plac cai. Oh, ești abil, domnule maior. Așa. Nu pentru ca să-mi arăți cai, mă inviți acolo. Ia-o cum o asemenea invitație n-am făcut-o însă nimănui decât dumitale. La comandamentul nostru nu e admis orice muritor. Poate dacă mă îmbăt astă seară, o să primesc invitația dumitale. Domnișoară Marta, încep să cred în Dumnezeu. Prozit? Nu mai dau. De ce, domnișoară Marta? Aș prefera să plecăm. Mi-am terminat programul și localul mă enervează. Reînnoiesc invitația. Nu vrei să mergi? Unde? La cantonamentul nostru. Iau și fetele astea care se distrează cu camarazii mei. Îi adun pe toți. Sunt cel mai mare în grad. De acord? De acord. Cu 2 condiții. Care? Plecăm chiar în clipa asta, iar chelnerul să vină cu noi, cu 2 douăzeci de șampanie și gheață și tot ce trebuie. Nu vreau să fiu servită de ordonanță. S-a făcut. Chelner, ordonanță, domnule maior. Execută imediat tot ceea ce am să-ți spun. Cunoști bine vila? Da. A aparținut avocatului Costinescu până au luat-o nemții. Știi pe unde se pătrunde înăuntru? Știu. Locul e bine păzit. Tot teritoriul e înconjurat cu o sârmă ghimpată, prin care trece un curent de înaltă tensiune. Ca să nu bată la ochi, nemții i-au dat aspectul unei ferme pentru creșterea cailor de rasă. Crezi că cei de la restaurant vor izbuti? Trebuie să izbutească. Altfel, șansele noastre sunt foarte mici. Dacă îi luăm cu asalt, vor da alarma și lupta ar putea fi plină de surprize, ținând seama că sunt mulți și bine înarmați. I-ai repetat studentului de 10 ori ce are de făcut? Desigur. Îmi trebuie un scurt circuit pur și simplu. 3 minute de întuneric, timp în care curentul să nu funcționeze prin sârmele astea blestemate. În 3 minute, omul meu cu minele se stricoară dincolo. Ai localizat pe plan aparatura postului, ne? Da. Omul meu cunoaște cu precizie locul unde trebuie plasată mina. E un bloc în care se află tabloul de comenzi electrice. Dacă sare în aer, postul e scos în circulație. După cât timp va exploda mina? Așa cum am stabilit. După 3 minute de la amorsare, pentru ca omul meu să aibă timpul necesar de a se îndepărta. Mă interesează foarte mult și soarta celor doi dinăuntru. Nu uita în ce situație se vor găsi ei după producerea scurtcircuitului. Da, studentul știe că îndată după explozia minei, noi vom deschide focul asupra sentinelor. În zăpăcea care se va produce, el va trebui să o scoată repede afară de cântăreață. Bine, să facem tot posibilul ca să le acoperim retragerea cât mai bine. Țin mult ca oamenii să scape. Am plasat o pușcă mitralieră chiar pe culoarul pe care l-am indicat studentului pentru retragere. Despre retragerea lor, n-am grijă. Să vedem dacă va reuși să pătrundă înăuntru. Nu e o treabă ușoară să înșel vigilența nemților. În caz că nu vor pătrunde. Vom da lupta, știu, vom da lupta, dar totuși aș fi preferat. Uite-te în șosea. 3 mașini. Am sosit. Controlul la porți. Vor fi și oamenii noștri înăuntru? Nădăjduiesc asta din toată inima. Gata. Le
i-a dat drumul de la porți. Acum trebuie să-mi pun dispozitivul în stare de alarmă. Stai, domnule, de... E privește acolo. Au mai venit unii. O mașină cu farurile stinse. Vedeți, s-a oprit mai departe de șosea. Parcă au coborât și doi înși dintre însă. Nu ghicești ce poate să fie? Agenții? Fără îndoială. Sunt cei care îi filează pe cântăreață și pe studenți. I-au văzut plecând cu nemți și s-au luat după ei. Da. Acum știm sigur că oamenii noștri au pătruns înăuntru. Acum ce facem? Caută un prilej și trimite-mă la bucătărie. Trebuie să găsesc neapărat tabloul electric. Bine. Nu-mi place șampania asta. Nu e destul de frapată. Rog pe doamna să mă scuze. Am să servesc din cealaltă frapieră. Da, dar știi ce vreau? Nu turnam pahar. N-am chef să beau din pahar. Vreau o cană. O cană mare, obișnuită. Să o umplu și să o beau dintr-o răsuflare. Wunderbar, o idee genială. Vom bea șampania din când de bere. Dar de unde pot să iau... Du-te la bucătărie. Pe acolo, în fundul culoarului. Sunt acolo ordonanțele și bucătarul. Cere două căni mari de bere. Executarea. Am înțeles. Este o seară unică, draga mea. Spune-mi ce dorințe mai ai și voi face totul pentru tine. Astă seară vreau să mă îmbăt. Ai o tristețe în fundul ochilor, nu? Vrei să uiți ceva? Poate. Un bărbat. Un bărbat. O decepție? Cine știe? Nepătruns rămâne sufletul. S-a stins lumina, ca la o comandă magică. Domnul major, s-a produs un scurt circuit și nu mai avem lumină. Ce spui? Romantic, nu, Marta? Foarte romantic. Să se repare imediat. Locotenentul Wolf să reaprindă lumina în 2 minute. S-a înțeles, domnule major. De fapt, sunt un neghiob. Ar fi trebuit să-i pun să o repare în 2 ore. Nu, Marta. Ce poate fi mai binevenit decât întunericul acesta? Poate chiar eu l-am comandat. Marta, ești o femeie fermecătoare. Pentru femei ca dumneata, bărbații sunt în stare de orice. Aș vrea să te cred. Aș vrea să închid ochii și să cred că glasul dumitare... S-a făcut lumină. Nu-i așa? Mi-au executat ordinul cu prea mult zel. Iertați-mă, domnule Maior. Ce este, Wolf? Am găsit ceva într-o priză de lângă bucătărie. Poftiți. Ce-i asta? Un tirbușon. Cineva l-a vrut în priză și apoi în grabă nu l-a mai putut scoate. Cine a ieșit din salon? De la noi nimeni. Atunci nu rămâne decât... Tocmai după tine mă uitam, studențașule. Am adus cănile. Da, bravo. Să le umplem. Ia o sticlă de șampanie. Ba nu? Nu! Da. Una de coniac. Uite acolo pe măsuță. Am desfă și toarnă în cănile acestea. De ce? Am chef de coniac. Hai, studentașule. Am înțeles. Nu vrei să o deschizi? Dar... Ce s-a întâmplat? Nimic, stai deoparte. Desfă sticla, studentașule. De ce stai? Nu știu unde am pus tirbușonul. Nu e ăsta. Uită-te bine. Nu cred. Nu băga mâna în buzunar, altfel trag fără nicio vorbă. Stai nemișcat și răspunde la întrebările mele. Cum ai pătruns aici? Dumneavoastră m-ați adus. De când ești angajat la restaurantul german? Nu te-am mai văzut pe acolo. Dumneata îl cunoști, Marta? Da, de la local. Ai acte? Da. Nu! Nu mișca mâna! Wolf! Iar-o! Percheziționează-l! N-are nimic. De ce minți, studențașule? Să știi că o să-ți scoatem vorbele cu cleștele, dacă va fi nevoie. Răspundem clar și precis. Da. De ce ai ars siguranțele? Domnule Maior, vă jur că nu știu. Alarm! Alarm! Toată lumea la posturi! Închideți ușile blindate! Marta, după mine! Thank you.
Când s-a auzit explozia, am apucat-o de braț și am strigat: Marta, după mine! În jurul nostru totul luase foc, iar gloanțele șuierau din toate părțile. Îi striga mereu: mai repede, mai repede, Marta, mai repede! Ea alerga cât putea, dar se împiedica de rochia lungă și strânsă pe corp. Când am ieșit afară, unde era iadul pe pământ, i-am strigat: jos! Lasă-te jos! Dar ea alerga nebunită, fără să mă mai audă. Beata, frate. De cum au apărut în alee, eu am încercat să le acopere tragerea cu pușca mitralieră. Femeia fugea însă fără să se ferească. A intrat pur și simplu rafala unei mitraliere nemțești. M-am târât cum am putut până la ea. Murise cu fața la cer. Noi, după ce am lichidat postul de telecomandă, am atacat aeroportul german de alături de Clinceni. Abia după aceea ne-am reîntâlnit eu și cu el, cu studentul. Câți oameni ai pierdut, omule? 5. Și cu femeia aceea, 6. Unde sunt cadavrele? Le-am adus cu autocamion. N-am știut ce să facem cu ele. Sunt afară în curte pe târg, acoperite cu pături. Mareș, unde e? A plecat cu motocicleta. L-am trimis încă de azi noapte să facă controlul barierelor. E un noroc. Trebuie să nu vadă. Dar ce este, Ina? Tovarășul Comșa cere situația apostolilor Fife. De fapt, care e situația? N-ai auzit? Lucrurile se limpezesc vertiginos. Guvernul a fost arestat. Cu mareșal cu tot? Cu toată societatea. Frontul patriotic a creat gărzile cetățenești pentru apărarea capitalei, iar armata e toată alături de noi. Ce fac hitleriștii? Cei din capitală vor fi anihilați în cursul dimineții acesteia. Am și repartizat grupurile de asalt. Cei din jurul orașului sunt în stare de alarmă și așteaptă probabil ordinul de atac. M-ai chemat? Da, Tereza. Fă rost de două ambulanțe sau de o camionetă care să transporte la morgă cadavrele din curte. Da. Faceți asta urgent, până nu se întoarce Mareș. Am înțeles. Dumitrana, se știe ceva despre regimentele din provincie? Au plecat spre București de aseară, de la lansarea semnalului nostru. Și Ina, și... Poveste bună! Ce? Ai noștri l-am descoperit pe nenea Dobre. Oh, unde era? Îl închiseseră la prefectură, la un loc cu borfașii. Va sosi îndată aici. Foarte bine, foarte bine. Alo? Da, eu sunt tovarășe, comisar. Operația Clinceni s-a terminat cu bine. Comandamentul a fost distrus, iar aerodromul făcut inutilizabil. Cum? Păi da, erau 14 avioane nemțești pe sol. Bineînțeles, am ciuruit, da. Pierde? Da, 6 oameni. Poftim? Practic n-au mai rămas de lichidat decât unitățile de la școala de război din 4-5 și din clădirea de lângă operă. Cum? Ah, da, bine, voi trimite întărire, da. Bun. Mareș. Ce? Mareș a sosit. E afară, tocmai când se transportau tărgile. Parcă avea o presimțire. A ridicat păturile, s-a uitat la fiecare echip. Ce face acum? Tereze m-a de poartă. I-am vorbit, dar nici n-a întors capul spre mine. Ina. Du-te la el. Eu? Tu. Bine. Nu-i vorbi prea mult. Adu-l încoace. Dacă nu vrea, rămâi cu el. Stai lângă el, atât. Da telefonul. Las. Să treacă Tereza la telefon. Da, nu. Bietul Mareș. O iubea. Nu vrea să recunoască, dar o iubea. Mi-am dat seama. Numai asta nu vreau să-i se întâmple. Numai asta. Alo, da. Da, eu. Spune, Costă, cum a mers? Bravo. Unde i-ați depozitat? Aha, bun, e în regulă. Vino la comandament. O să avem nevoie de tine. Cine a fost? Știți cu cine am vorbit? Costa este unul din oamenii noștri pe care îi strecurasem în aparatul siguranței. Era șoferul inspectorului Mizdrache. Și ce a făcut cu patronul lui? Patronul lui a încercat să o șteargă cu avionul pe care și-l pregătise inspectorul șef Mastacan. Adică și-a dat șeful jos, da? Și-a vrut să ia el loc. Cam așa, sub amenințarea pistolului. După care Costa, cu ajutorul pilotului, i-a legat pe amândoi și i-a adus la București. Bine lucrat. Studentul de terapie. Da, fugi și iau un ziar. Da, imediat. Uite mărunt aici. Și acum, ce-mi dai de făcut, tovarășe Dumitrana? Să așteptăm puțin, domnulete. După cât am înțeles de la Comșa, o să fie nevoie de intervenții rapide în sectoarele amenințate de trupele din jurul capitalei. Probabil că o să avem de furcă serios în orele următoare. Poftim ziarul. Da. Vedeți că vine Ina cu Mareș. Da. Noroc, Mareș, noroc. Cum a mers? Bine. M-a schimbat Tomescu la ora stabilită. Bei o cafea? Nu. Da, e bună totuși acum dimineața. Ina, te rog, fă o cafea. Ia loc, Mareș.
Ia loc. Așteptăm noi dispoziții de la centru. Se pare că trupele din jurul capitalei stau gata să intre în oraș. Aș dori să... Spune, Mareș. Spune. Aș dori să intru în primul eșalon care pleacă pentru vreo intervenție. Bine, Mareș. Bine. L-au pisat al dracului azi noapte cu ștucașurile lor. Ai aflat că au distrus Teatrul Național? Da, da, am aflat. La ora asta... Alo, da. Da, eu. Spune, tovarășe Comșa, da. Aha, da, notez. În pădurea Băneasa? Pe unde? Nici o șaua nordului? Da, 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 e limpede. Vom acționa imediat. Salut. Noroc. Tovarăș, o să avem nițică treabă. Ce s-a întâmplat? În pădurea Băneasa s-au concentrat forții inamice întărite cu unități motorizate venite de pe front și din Ardeal. Ele vor să ocupe capitala pentru a zdrobi mișcarea noastră insurecțională. Vă dați seama că orice pătrundere spre periferie ar fi fatală. Tomulete. Ordin. Plecăm cu cele trei grupe păstrate în rezervă. Tu, Mareș, și cu mine. Studentule, în ce grupă vrei să fii? În grupa lui Mareș. Bine. Mergem împreună cu Tomulete și aprovizionează grupele cu sticle de benzină. S-a întors. S-a întors Tomulete. Ia spune, domnule, care e situația? Lupta se dă în fața aeroportului Băneasa, unde armata încearcă să stăbilească atacul mecanizatorilor dinamice. Bombardamentul aviației noastre i-a dislocat pe nimeni din pădure și i-a scos în șosea. Așa. După cât se pare, trei plutoane germane sunt susținute de tancuri și au făcut o mișcare de învăluire, înțelegi? Vor să încerce să răzbească spre șoseaua nordului. Uite tancurile! Se văd în șansul de dincolo de calea ferată. Da, da, da. Nu trageți, nu trageți! Se ocupă turnurile de ele. Pregătiți-vă să ochiți cu grijă în hitleriștii care vin în spatele tancurilor. Na! Ne-au luat sub foc! Adăpostiți oamenii! Vor să porțiți de șoseaua! Asta gorbește chicăloșii dracului! Studentule, da. Stai tot timpul lângă Mareș, nu-l scăpa din ochi! Nici o grijă! Tancul! Tancul! A trecut de barajul tunurilor! Lăsați-i să se apropie! Ce faci, Mareș? Am să-i plasez o sticluță din asta! Stai, nu e timpul! Îl vom ataca împreună! Știi ceva, studentule, să nu te ții după mine! Nu tu, ci cu tine! Nu putem sări amândoi deodată! Eu am grijă să plec primul! Dacă nu-i zbutesc, te revezi tu, m-ai înțeles? E foarte bună socoteala, numai că o să facem invers! Prin urmare, rămâi tu! Studentule, stai! Nu, că nu! Ferește capul! Acoperiți-l tot cu foc! La dreapta! Sunt la dreapta, acolo e unghiul! Gata, sări pe durerea! Hai, Mareș! Acum nu mai are niciun rost! Or să-l omoare, or să-l omoare! Uite, a deschis capacul! Mă așteptam, vor să-l împuște! Arunce sticla și lăsa-l în jos! Gata, aruncat-o! Populația capitalei vă așteaptă. Asta a fost tot? Tot, tovarăș. Hai, urcați-vă sus. Hai, aveți grijă, sus acolo. Tovarășul Dumitrana, grupele s-au îmbarcat. Bine. Nu veniți? Ba da, ba da. Să aștepte puțin. Da. Mareș. A fost nebun. Nebun de-a binele. Nu-l nedreptății. I-a plăcut să se bate. Voia să se bată. S-a repezit în locul meu, a murit pentru mine. Asta n-am să-i iert niciodată. Niciodată. N-ai dreptate, n-ai dreptate. Era mai tânăr decât noi și înțelegea altfel eroism. Nu, nu, pentru mine. Știa în ce stare sunt. A vrut să mă ferească. Haide, Mareș, haide. Ne așteaptă oameni. Nu se boci mai aici toată noapte. Hai, da. Gata, tovarăș. Gata, Grigore, vă rog. Da.
La ce te gândești? La nimic. Și totuși, avem la ce ne gândi. E ziua victoriei noastre. Știu. Dar pot să mă bucur când unul dintre noștri a murit? Tovarășe Dumitrana. Da. Șoferul întreabă încotro mergem. La Comitetul Central. Fraților, fraților, care îmi dă și mie o țigare? Uite, uite, ia de aici. Mulțumesc. Mulțumesc. Vrei să-mi strângi mâna, Mareș? Apuc-o bine și strânge tare. Tare de tot. Cu toată puterea. De ce? E ceva ce n-am să uit niciodată. N-am să pot uita. O amintire. Eram într-o dubă. Ne duceau la execuție. Ion Petre se află lângă mine. Moartea ne înfricoșa pe amândoi. Mi-a strâns mâna din toate puterile prin întuneric. Ne contopisem. Eram o singură ființă. Nu știam care avea să moară și care avea să trăiască. Știam că viața va învinge totuși moartea. Și Petre și studentul știau asta. Strângem mâna, Mareș. Să nu-i uităm niciodată. Niciodată. Băieți, Da. Să cântăm Internaționala. Hai, după mine. Urați, voi oropsiți ai vieții, voi voi sândriți la foame sus, să-ți iarbă inimi răzvătirea, să-nceapă lumii vechi.